Un minus? Un. Deci, e un minus 1, mă, ce faci? Cos de pi este minus 1. Cos de pi la 180 grade, cosinus este minus 1. Și acum punctul ăsta de coordonat pi minus 1 trece în minus 1 pi. X-ul e minus 1 și Y-ul este pi. 3 și ceva. Deci aici trebuie să ajungă asta. Am punctul ăsta de coordonate cât aici. Pi pe 2 și 0. 0 pi pe 2. 0 pi pe 2 pe aici. Și iată cum arată graficul funcției inverse. Așa arată graficul funcției inverse. Deci vezi, asta a fost funcția cos. Și cosinusul arată așa. Simetric față de prima bisectoare, adică trebuie să vă închipuiți dacă ați îndoie tabla sau foaia voastră după prima bisectoare, cele două trebuie să se suprapună. Deci trebuie să se suprapună. Așa. Asta este a lui arc cos. Deci arc cosinusul varsă zona care am spus-o 0 pi. Deci el se mișcă aici, 0 și pi. Da? 0 pi. Da, da, e bine. Ultima Y și aici se mișcă. Arctangenta între minus pi și pi. Minus pi pe 2, pi pe 2, dar 2-ul da. Atunci e între minus pi și pi. Adică pi și minus pi. Deci, practic, la mulțimea Y-urilor de aici se adaugă și amândouă iau valori de minus 1. Aba, nu. Deci, la mulțimea Y-urilor se adaugă și minus pi, pi. Da, și ar fi minus pi pi. Minus pi pi, dar se adună. De 0 pi, 0 pi cu minus pi, pi. Am minus pi pi, dar unul din capete închis și unul deschis. Tu ai minus pi și pi. Da. Unul e închis. În ambele variante, și închis și deschis. Minus pi e deschis. Deci minus, de pi, minus pi e deschis pentru că e la tangentă. Și 2 tangentă. Da, da, da. Era da. Minus pi deschis. Gata. Da? Minus pi deschis. Iar la pi este închis pentru că îl atinge. Da. Da. Atinge cosinusul. Deci corect este așa. Minus pi, pi. Dar povestea este dacă se întâmplă să aibă același... Deci totuși trebuie cercetat mai atent. Dacă se întâmplă să aibă aceeași... Care e perioada? Când anume? Ce se întâmplă? La asta pi, aici, la pi mai adăugăm încă un pi al o tangentă. Ar trebui 2 pi maxim, dar nu știu dacă... În timp ce ăsta atinge pi și celălalt atinge tot pi, ca să fie pi plus pi, 2 pi. Ai înțeles? Adică... Da, da. Deci vedem aici pi, care poate fi mărit prin contribuția. Da, nu e parte stabilă. Cum da, deci nu știu dacă adunând în continuare, dacă în același, pentru același x, se întâmplă ca ăsta să facă pi, să mai fac și ăsta pi, să mă duc la 2 pi. Sau ceva mai mare decât pi. Nu neapărat 2 pi. Nu neapărat 2 pi. Mai mare decât pi. Mai mare da. Decât pi. Ori nu mi-a dat aici derivata, ori am greșit noi la derivată, pentru că... Eu nu cred că am greșit.
Derivata ar trebui să fie dat rădăcini ca să-mi indice un maxim și un minim. Eu aș fi vrut să mă folosesc de asta. Că acum știu că e mărginit au acela. E clar că pot să spun asta. Dar nu pot să fiu sigur dacă pentru X-ul respectiv atât prima cât și a doua au un maxim. Adică ne putem da seama pentru soluție, pentru că trebuie să calculăm și primitiva și vedem care. Bun. Rămânem aici un pic în discuții, da? Da. Să vedem ce vedem mai putem face ca să vedem. Tu spui că n-am greșit. Nu, n-am greșit, sigur. Că ceva în genul ăsta a dat și mie. Bine. Hai să vedem primitiva. F mare de X egal cu integrală din arc cos de 1 minus X pătrat supra 1, cât e ceasul? E 10. Plus 2 de 1. Arc tangente. O fost 10, nu? De X. O să încercăm să schițăm pe asta. Prin părți. Trebuie să luăm două, nu? Deci, cele două integrale, da? Integrala primul din X arc cos de X 1 minus X pătrat supra 1 plus X pătrat plus X înmulțit cu arc cosinus derivat, l-am făcut parcă mai. L-am făcut arc cosinus derivat. Păi da, am făcut de la aici. Da. De cu modul. Da, deci arcosinus. Deci ne dă 4 supra 1 plus x pătrat, nu? 4 supra 1 plus x pătrat, așa văd. 4 nu, supra 1. Nu, ăla e cu tot cu 2 arc tangentă derivată. Ne dă 4x supra 2 modul de x pe lângă 1 minus 1 plus x pătrat. Deci x ori 4x 4x supra 2 modul de x pe lângă 1 plus x pătrat. Așa, 1 plus x pătrat. Aici, iarăși... Păi, aici n-am știut ce să... Păi, hai să zicem așa. Trebuie iar explicitat. Explicitat așa aici. Deci egal f or g minus... Minus trebuie aici, parcă, nu? Da, minus. Minus integrală. Mă ocup la 2 arcos, da? E bine? Da, de x egal cu x arc cosinus de 1 minus x pătrat supra 1 plus x pătrat. Mă, da, când ai pus condiția 1 minus x pătrat supra 1 plus x pătrat între minus 1 și plus 1, este adevărat tot timpul. Da, e adevărat, e adevărat. Deci, nu apare vreo restricție acolo, nu? Nu cred că ar trebui să apare. Bine. Nu, dar n-am făcut, doar zic cu ochi liber. Ochi liber. 1 minus x pătrat supra 1 plus x pătrat mai mare egal decât minus 1, nu? Da. Și 1 plus minus x pătrat supra 1 plus x pătrat mai mic egal decât 1. Ceea ce mă înseamnă echivalent cu duc totul în stânga și 1 minus x pătrat plus 1 plus x pătrat face 2 supra 1 plus x pătrat, nu? Da. Care e mai mare egal decât 0. Adevărat. Da. Și din coace când duc în stânga vine minus 2x pătrat supra 1 plus x pătrat care mi-e mic egal decât 0, 6 e la. Într-adevăr, cu ochiul liber s-a văzut de la tine, de la minus s-a văzut așa, repede. X ar cosinus minus integrală din 4x pătrat supra 2 modul, deci 2x pătrat supra 2 x 2x pe lângă 1 plus x pătrat. Asta pentru x mai mare. De x. Așa. Virgul pentru x mai mare ca 0. Și egal cu x arc cosinus de 1 minus x pătrat supra 1 plus x pătrat plus integrală din x pătrat supra
2x pe lângă 1 plus x pătrat, nu? De x. Păi 2 cu 4 s-o simplificat de aici. Da. 4, dar 2 e sus trebuie. Da, 2 e sus. 2 e sus. X cu pătratul și egal mai departe. Asta că pentru x mai mare egal cu 0, x mai mic ca 0. Și egal cu acolată x arc cosinus de 1 minus x pătrat supra 1 plus x pătrat minus 2x 2x, da? Supra 1 plus x pătrat. E chiar adică la derivat. E numitor, nu? Da. Adică logaritmul de numitor. Da. Logaritmul din 1 plus x pătrat. X pătrat plus o constantă C1, da. Asta pentru x mai mare ca 0, și x arc cosinus de 1 minus x pătrat supra 1 plus x pătrat plus loga natural din modul, așa va veni. Da, dar nu mai în modul. N-are rost. 1 plus x pătrat plus C2 pentru x mai mic ca 0. Și timpul se anulează în 0. Da. Deci știm că f de 0, știm că f de 0 egal cu 0, da? Da. F de 0 egal cu 0. Păi dacă f de 0 egal cu 0, am avut undeva închis, nu? Da, dar n-are, că logaritmul dă peste tot. Face 1, da. Face 0, da. Tot timpul. Da. Deci practic rămâne cât rămâne. Da, 0. 0, fie de 0 face 0. Da, fie de 0 face 0. Așa. Și ce e egal cu 0? C-ul egal cu 0, din ce motiv? Fiindcă avem f de 0 egal cu 0, da? Da. Și atunci ce egal cu C1? C1 egal cu C2 egal cu 0. Nu prima e gata să... Praf, eu o seală și... mai continuăm, știți când? Astăzi ce este? Miercuri. Vineri. Vineri că e sărbătoare. Vineri e Sfântul Ioan și nu lucrez, deci pot veni. Și urmă duminică și de luni am plecat la mare. Da? Da. Deci vin copii. La ce oră duminică și vineri? O leacă mai devreme. Nu mai stăm seara până la ora asta, da? Vineri? Vineri, hai să zicem la coasta mică, de pe la 5. Cel mai bine mă suni în cursul zilei de... după amiaza zilei de vineri. Da. Și eu voi comunica între voi și stabilim ora, da? Sim. Ca să vedem. Oricum, mai devreme decât la 10 seara, da? Da. Mai devreme. Ca să nu mai mergem la 10. Da. Bun. La revedere.